Salut, eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory și în episodul de astăzi vreau să vorbim despre perseide. Vei afla ce sunt perseidele și când, unde și în ce condiții le poți observa și tu. Înainte însă să intrăm în detalii, dă rapid un like la acest video și abonează-te dacă nu ai făcut-o până acum. Bun, perseidele. În primul rând, ce sunt ele? Perseidele sunt un curent de meteori ce poate fi observat în fiecare an în lunile de vară, iulie și august, atunci când Pământul trece printr-o zonă bogată în praf cometar, lăsată în urmă de cometa 109P Swift-Tuttle. În perioada respectivă, particulele de praf de la această cometă intră în atmosfera Pământului cu viteze foarte mari și, simplu spus, ard în atmosferă, lăsând astfel niște dâre luminoase pe cer, denumite meteori sau, în limbaj popular, stele căzătoare. Dar bineînțeles că nu sunt stele, sunt doar niște particule de praf cosmic. Acum știți și voi în sfârșit de ce nu vi s-au îndeplinit dorințele atunci când v-ați pus dorințe pe meteori. Fiindcă de fapt v-ați pus dorințe pe moloz spațial incinerat. Super tare! Însă, fenomenul luminos produs de intrarea unei astfel de particule de praf prin atmosferă este spectaculos, deși durează extrem de puțin. Perseidele nu sunt însă singurul curent de meteori. Există multe astfel de zone bogate în material cosmic prin care Pământul trece an de an. Așadar, avem mulți curenți de meteori. Numele acestor curenți de meteori vine de la constelația din care pare că vin, în cazul nostru, constelația Perseu. Zona respectivă se mai numește și radiant. Orice roi de meteori are un radiant după care este denumit, o anumită perioadă când este activ și are și un moment de maxim. Momentul de maxim este cel pe care nu trebuie să-l ratezi. În cazul perseidelor, maximul curentului va avea loc în noaptea de 12 spre 13 august. Cum le poți observa și tu? În primul rând, nu din zone cu polare luminoasă mare. Îmi pare rău că trebuie să te dezamăgesc, dar perseidele nu se văd din oraș, așa că va trebui să mergi la țară, la munte sau într-o altă locație cu cer bun. Pentru cei din București, recomand zona Comana, județul Giurgiu. Ajungi repede și vei avea un cer bun. Al doilea aspect important este că nu ai nevoie de instrumente astronomice, pentru că dârele luminoase durează foarte puțin și apar în zone diferite pe cer. Așadar, meteorii se observă cu ochiul liber. De aceea este recomandat să iei cu tine o pătură groasă sau un șezlong pliabil pe care să stai comod. De asemenea, nu uita să te îmbraci mai gros, fiindcă pe câmp sau la munte se lasă frig seara, chiar și în luna august. Așadar, mergi în noaptea de 12 spre 13 august într-o locație cu cer bun, pregătit cu toate aceste lucruri. Perioada optimă pentru observat meteori este după miezul nopții până dimineața. După ce te pui în poziția optimă pentru filat meteori, este recomandat să privești cerul măcar o oră, ca să prinzi mai mulți meteori. Vezi să nu te ia somnul. Eu am pățit-o, e foarte plăcut dacă ești bine îmbrăcat. În principiu, de maxim ar trebui ca în condiții ideale să poți observa cam 100 de meteori pe oră, dar cel mai probabil vei vedea cam unul pe minut, adică 60 pe oră. Așadar, stai liniștit, ai destule oportunități să-ți pui dorințe pe gunoi spațial ce emite lumină datorită frecării cu aerul. Gata, ești pregătit pentru a observa perseidele. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite-l și prietenilor tăi. Poate vor să-și pună și ei dorințe pe niște gunoi cosmic. Și scrie-ne în comentarii ce dorințe ți-ai pus. Poate astfel ți se îndeplinește. Așadar, spor la vânătoare! Eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory. Până data viitoare, eu vă salut!